Știai că Biblia spune, numărul 4, eu vă spun că oricine va lăsa nevasta în afară de pricina de curvie îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Matei capitolul 5. Iisus Hristos a explicat că nu ar trebui să existe divorț decât cu excepția cazului de infidelitate conjugală și nici atunci n-ar fi obligatoriu dacă soțul afectat găsește resorturi de iertare și împăcare față de partenerul adulterin. Soții și soțiile dispuse ca Dumnezeu să lucreze în viața lor vor descoperi că nu există dificultate, oricât de serioasă ar părea, care să nu poată fi rezolvată. Acolo unde dispozițiile nu sunt asemănătoare, soluția creștină este de a schimba dispozițiile,